Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este Mobicast 163, este unul plin de noutăți. Mi-a venit iPhone 7-le, bucurie mare! iPhone 7-le cer roz, prins la reducere la emac.ro. De asemenea, am fost la concert apocaliptica, avem luminițe de Paște în oraș și trecând la ale noastre, s-a lansat tableta Xiaomi Mi Pad 3, Moto G5 a debutat în România, îl avem în teste, iar Huawei Honor 8 Pro a debutat și el în Europa. Plus, iPad-ul l-am plinit 7 ani, la mulți ani. Și acum trecem la știri. Ei bine, tableta Xiaomi Mi Pad 3 e oficială, e o tabletă de 7,9 inch cu corp metalic unibody, dimensiuni identice cu Mi Pad 2, trece la procesor MediaTek MT8176 și vine cu 4 GB de RAM plus ecran IPS LCD de 7,9 inch. Are rezoluțiile 2048x1536 de pixeli, 64 GB de stocare, nu vine cu slot microSD și în spate are o cameră 13 megapixeli. Frontală găsim o cameră de 8 megapixeli. Are port USB Type-C, difuzoare stereo și baterie de 6600 mAh. Costă $217. Am mai debutat și Alcatel Flash, un telefon cu cameră duală în spate și cameră duală în față, ambele au blitz dual LED. Camera principală are doi senzori de 13 megapixeli, dintre care unul e monocrom și unul e color. Camera din față include un senzor de 8 megapixeli și unul de 5 megapixeli. La bord avem și un procesor MediaTek Helio X20, ecran Full HD 5.55, 3 GB de RAM, 32 GB de stocare, plus baterie de 3100 mAh. Avem și scanner de amprente, port USB Type-C și costă în jur de 300-400 de euro. Apoi a mai sosit în Europa Huawei Honor 8 Pro, din cât am înțeles. Acest model are 6 GB de RAM și ecran Quad HD, în principiu canibalizează și concurează cu Huawei Mate 9. E cunoscut și ca Honor V9 în China, are procesor Kirin 960, 6 GB de RAM, baterie de 4000 mAh și Android 7.0 Nougat. Are eMotion UI 5.1, adică varianta nouă de pe Huawei P10, scanner de amprente în spate, corp metallic unibody și antene inedite care taie blitzul și camera duală. Vine cu doi senzori de 12 megapixeli pentru cameră și costă 549 de euro. Pe 3 aprilie debuta în magazine primul iPad în 2010, au trecut 7 ani și am văzut recent o comparație cu iPad 2017 realizată de Everything Apple Pro. El a luat primul iPad, apoi a luat iPad-ul cel nou și l-a comparat. Pare acum din topor primul iPad masiv, arată ca un capac de MacBook, butoanele acelea din plastic nu-l flatează și muchile sunt de 2-3 ori mai groase la ecran decât acum, deci a evoluat fantastic. A fost totuși începutul la ceva frumos, începutul unui nou segment și mulți spun începutul epocii post-PC. Revenim la debutul în Europa, s-a lansat Huawei Honor 6C, care costă 229 de euro și are corp metalic, 3 GB de RAM și Android Marshmallow. Se remarcă prin panou frontal 2.5D, corp metallic unibody, am zis asta deja, un ecran de 5.5 HD și de asemenea procesor Snapdragon 435, 16 GB de stocare, slot microSD și cameră 13 MP în spate plus frontală de 5MP. Are eMotion UI 4.1 peste Android. O teorie foarte interesantă, Xiaomi Mi 6 ar urma să vină cu zoom optic 5X. Ar avea și cameră duală și am văzut niște mostruri foto care au apărut pe web. Ar putea fi acea tehnologie Oppo cu zoom optic de 5X pe care am văzut-o prezentată la Mobile World Congress. Cine știe, poate Xiaomi a cumpărat sau a împrumutat tehnologia de la Oppo. Cert este că Xiaomi Mi 6 a fost certificat de autoritatea chineză 3C, a mai apărut și în GFX Bench și ar trebui să vină săptămâna viitoare, în cel mai bun caz, în cel mai rău caz, la începutul lui mai sau ceva de gen. Va avea procesor Snapdragon 835, 4 sau 6 GB de RAM, Exynos Vol 16 versiune cu 8 GB de RAM și un ecran Quad HD sau Full HD curbat pe margini, dar ar fi și o variantă cu ecran plat. Spuneam de sosirea lui Moto G5 în România. Noi am făcut hands-on la Mobile World Congress, iar acum telefonul este la noi în țară. E în oferta Telecom din 11 aprilie și vine cu baterie de 2800 mAh, cameră 13 megapixeli, ecran de 5.5 Full HD, procesor octa-core, scanner de amprente, Google Assistant preinstalat, foarte important, și costă 1 leu cu abonament Surf M la Telecom. La noi România ajunge versiunea cu 2 GB de RAM și 16 GB de stocare. Un alt debut, acesta dată chinez, Nubia Z17 Mini, oficial cu Cristiano Ronaldo ca imagine. Nu-i prima oară, am mai văzut acum vreo 2 săptămâni încă niște telefoane Nubia pe care le ținea în mână starul de la Real. Acest nou telefon e foarte bine dotat, 6 GB de RAM, cameră duală, corp metalic, ecran Full HD de 5.2 inch, protecție Gorilla Glass, scanner de amprente și buton home capacitiv, plus 64 GB de stocare, slot microSD și cameră selfie de 16 megapixeli. În spate avem două camere de 13 megapixeli, un senzor color și un alb negru, plus blitz LED și stabilizare electronică. Bateria este de 2950 de mAh și prețul de pornire este de $245, care sună foarte, foarte bine.
Zvonuri. Zvonuri despre Galaxy S9. Da, au apărut. Ar fi în faza de proiectare deja, mai devreme decât de obicei. Primele mostre de ecrane vor fi gata la mijlocul acestei luni pentru testare. Peste o lună și componentele, și se zvonește că Note 8 între timp va avea un ecran gigant de 6,3 sau 6,4 inci. În principiu, se lucrează la designul lui Galaxy S9 deja. Acum trecem la fail și win. La fail e faptul că Tizen OS e plin de găuri de securitate. Au făcut un reportaj de la Motherboard în tandem cu un cercetător în securitate din Israel și a găsit o grămadă de bug-uri care fac foarte ușor să injectezi malware în magazinul de aplicații din Tizen și apoi să descarci malware pe telefon. O altă problemă este că Ubuntu Mobile, Ubuntu Touch a dat kicks, e mort, nu se mai lucrează la el, deci încă un fail. După două failuri avem un win. AllView face schimb de licențe cu LG și Samsung pe gratis. Google a lansat o alianță numită PAX, care include licențierea reciprocă a companiilor partenere. Pe listă sunt 9 companii, avem Samsung, avem LG, avem AllView și alte câteva. În total le dețin 230.000 de brevete și Google va face medierea schimbului de licențe între parteneri. Și acum trecem la întrebări. Îmi place să văd că ați pus întrebări și pe forum. Foarte bine. Andy are 3 întrebări. Ce crezi despre cumpărarea unui telefon second hand de pe net? Adică sunt multe oferte avantajoase, nu știu dacă pot să am încredere în vânzător, experiență sau părere. Sincer să fiu, nu am cumpărat niciodată second hand, dar toți oamenii pe care îi cunosc eu și au cumpărat astfel nu au avut probleme, deci na. Mai degrabă, eu știu, am văzut ghinioane la telefon cumpărat first hand decât second hand, dacă te ajută statistica asta. Apoi, ce știi, ce se știe despre OnePlus 4 sau 5? Din câte am văzut se va numi 5. Da, păi chinezii au superstiție cu numărul 4, mă rog, cifra 4, deci o să numească 5. Păi, în principiu, clar, cel mai bun procesor Snapdragon, ecran Quad HD, corp metalic sau, cine știe, surpriză, ceramică, sticlă. Ce să mai fie, o cameră bună, probabil cu rezoluție mică, dar pixel mai mari și deschidere generoasă, cam asta ar fi treaba. Eu nu m-aș mira să fie o cameră derivată din al lui Google Pixel, cine știe. Apoi, ți-ai luat deja iPhone 6S? Ai menționat că vrei să-ți cumperi. Probabil că întrebarea a fost pusă înainte să-mi vină iPhone 7-le. În acest moment mânuiesc un iPhone 7, 32 GB, Rose Gold, l-am acoperit cu o husă. Vlad Paul are o întrebare mai complexă. Spune că se întreabă ce telefon are Iliescu și o întrebare pe bune, nu e o glumă. Este curios dacă face precum Andrieș, care refuză categoric orice telefon mobil, care dintre personalitățile României pitorești au mobil sau nu. Aș fi curios dacă gigantul nostru Choco Flender cu părul bălai Florin Piersic Senior, în fața căruia s-ar intimida și ursul Carpatin, ar lua o lagoană, poartă cu el telefon sau nu. Am o întreagă diatribă, a scris băiatul ăsta aici. În fine, practic tu vrei să afli dacă are Iliescu telefon. Păi, o avea și el un celular, un molecular din ala capă vremuri, cum zicea lumea, unul mai vechi, nu știu dacă e relevant sau nu, în principiu, o avea și el ceva acolo. Cât despre Piersic, întotdeauna a fost un ladies man și nu poți să fii un ladies man fără telefon. Eu cred că și acum e la 80 de ani, foarte tare Piersic. Eu zic că el are așa un telefon mid-range, unul mai ușor de folosit, l-a învățat fisul, nu e problemă. Cam asta ar fi treaba. Bogdan, tot întrebare pe forum. Ce spui? A meritat achiziția unui Samsung Galaxy S6 Edge Plus SH la 1350 de lei? Știi cumva dacă primește sau dacă primește Android 7? Păi o să zic de ce a meritat. În continuare, are cea mai rapidă încărcare testată de noi. În continuare, este cel mai luminos telefon testat de noi. Ever. Deci, telefon foarte tare, chiar și acum. Preț bun, deci felicitări. Despre primite Android N, cred că la vară, cel târziu. Și pe YouTube, acum trecem la întrebările de acolo. The Strix. Ce părere ai? Crezi că Galaxy S8 va putea concura cu iPhone 7 sau 7 Plus? Păi, ca să zic așa, l-a spart deja. L-a spart iPhone 7, 7 Plus. Filmează mai bine, fotografiază mai bine, are o super baterie, are o performanță bună. E drept că în benchmark-uri e cu câteva mii de puncte de subt, dar când obții 171.000, să fii cu 6.000 de subt, nu e o mare problemă. În principiu, S8 este mai bun decât iPhone 7 sau 7 Plus, fără probleme. Acum să vedem iPhone 8. Adrian Ghioc, Android N pe Galaxy A5 2016, pe când? Mersi. Greu cu estimările astea. Ce să zic eu? Maxim luna mai? Cam asta ar fi estimarea mea. În principiu știi teoria mea. Când și-am adus Samsung destule modele Galaxy A5 2017, o să zic că da, gata, vă dăm. Vas, Ianoș, ce telefon recomanzi? Huawei P10, P10 Plus, Galaxy S8, S8 Plus, LG G5, G6, V20, Google Pixel XL, iPhone 7, 7 Plus. Wow. Păi dacă vrei să nu cheltuiești mult, Huawei P10. Mai degrabă decât pe 10 Plus, uite-te la recenzii să vezi de ce. Apoi Galaxy S8, el este cel mai performant dintre toate astea, din tot ce mi-ai zis tu, S8-ul. Na, acum dacă nu te uiți la benchmark-uri, că na, iPhone 7 Plus ar fi cel mai performant, dacă vrei Android, Galaxy S8. Dacă vrei bani puțin și performanță, P10, dacă vrei bani mulți și nu e o problemă și vrei cel mai bun model, S8, cam astea ar fi recomandările mele. Același utilizator, Vas Ianoș, merită upgrade de la Galaxy 7 Edge la un Galaxy S8 Plus.
Nu chiar, adică S7 Edge are o super baterie, se încarcă cam în același timp, ecranul este foarte luminos, performanța este bună, camera e ok, deci nu este un salt pe care să-l simți foarte mult. E drept că designul lui S8 Plus este foarte, foarte sexy și este un mega telefon. Practic, telefonul ăsta îți elimină nevoia de a mai avea tabletă, la cât de mare e. Deci, na, cam asta ar fi treaba. The Gambit Show. Salut, mi-a venit actualizarea Android 7 pe Galaxy Note 5 și merge foarte greu. Multe aplicații nu se deschid, TouchWiz-ul face figuri la greu, jocurile se blochează, gen freeze. Și nu aveam probleme până acum. Ce să fac? Îl am încă în garanție să-l duc? Eu zic da. Mai știu oameni care au Note-uri, chiar și Note 4 și alte modele de gen. Chiar și cei care și-au pus custom ROM nu au avut probleme, deci site-ul probleme cu softul oficial mi se pare foarte ciudat. Du-l la garanție, vezi ce zic băieții și mai întreabă și pe alții, pentru că e bine să ai 2-3 păreri. Stan Florin Florin, Stan. Wow, ce nume de utilizator. Care va fi camera fondul anului acesta? Tot ce a apărut până acum nu impresionează. Eu zic că G4 are o cameră foarte bună și acum deoarece avea o cameră peste sau la egalitate cu a lui S6, S7 nu are o cameră mai bună cât S6 cu mult, iar S8 are aceeași cameră ca S7. Păi camera phone n-am avut până acum, n-am avut un camera phone veritabil până acum. Dacă îmi permiți mie o estimare, o să se bat așa, Google Pixel 2 cu Galaxy S8, cu iPhone 8, cu o surpriză de la Nokia, dar în principiu cred că Nokia ar fi în stare să scoată un camera phone care să spargă tot, dacă vrei o predicție din partea mea. Adrian Nicolae, LG V30 va adopta în continuare acel display secundar, din câte am văzut judecând după rama frontală scăpată pe net, mă rog, panoul frontal, aș zice că răspunsul este da. Și ar trebui să aibă și o cameră duală frontală dacă mai după acele scăpări. Ce părere despre anime-uri, mă întreabă același utilizator. Păi ce să zic, mă uitam pe vremuri, am văzut Dragon Ball Z, n-am văzut destul Naruto, doar așa foarte, foarte puțin, încă să mă pronunț. Cred că în afară de Dragon Ball Z și Appleseed și Escaflown și Ghost in the Shell nu prea am văzut altele. Mix with Remix mă întreabă dacă mai merită cumpăratele Ecole Max 2 la 1200 de RON la Quick Mobile. Da, e o ofertă bună, totuși are procesor Snapdragon 820, puternic. Câți ani crezi că o să mai reziste la gaming și dacă va primi Android Nougat? Mai greu cu Eco, că au probleme financiare și-au mai revenit puțin acum, dar eu și softul ăla mai dubios, așa nu prea mă omor după el, este plin de bloaterul lor, serviciile lor de streaming, o grămadă de aplicații în chineză. Nu o să primești Nougat prea rapid, dar o să-ți meargă jocurile bine, asta zic eu. Sau să aștepte Le Max 3. Poți să iei și Le Max 3, pentru că Le Eco oricum vinde în pierdere telefoanele, deci o să-l vândă foarte ieftin, chiar și la noi. Tănase Constantin, ce zici să-mi iau pe Nintendo Switch? Zelda, Breath of the Wild sau Just Dance? Păi Just Dance o să-l joci acasă, în fața televizorului, probabil, în vreme ce Zelda poți să-l joci în tramvai, în metrou, în autobuz, în mașină, oriunde, deci cam asta ar fi treaba. Dacă vrei să te joci on the go, ia Zelda. Îmi vine greu să cred că Just Dance se poate juca on the go, dar am văzut lucruri mai ciudate, cine știe. Acum depinde dacă ești genul care face sport, pentru că Just Dance pentru asta e, faci sport și te distrezi și dansezi. Dacă vrei poveste bună și o grămadă de ore gameplay, Zelda. Gabi 162 sau Gabi 16, se merită un iPhone 5S la 600 de lei? În primul rând merită, nu se merită. 600 de lei e o sumă bună pentru că retailerii încă îl vând la dublu, deci na, este un preț chiar bun pentru acest telefon. Dacă îmi amintesc că bine, era primul iPhone care a avut scanner de amprente și primul iPhone care a avut procesor 64-bit, deci go right ahead. Și acum trecem la diverse. În secțiunea diverse aflați că am fost la concertul Apocalyptica de pe 6 aprilie la București. A fost un concert special, este Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos. Este primul lor album de acum 20 de ani. Practic, cum e orice formație la început, au făcut cover-uri, au luat toate melodiile celebre de la Metallica și le-au făcut cover-ul la violoncel. Patru finlandezi, foarte simpatici, plus toboșarul, au cântat la sala Palatului și a fost un show super, am auzit numai clasici. Am avut One de la Metallica, am avut Nothing Else Matters, am avut Orion, am auzit și Seek and Destroy, Fade to Black, deci o grămadă, au cântat vreo 16-18 melodii și Battery au cântat. Tot a sunat excelent, am avut solo-uri, unul dintre membrii Apocalyptic a venit cu piciorul în gips, dar tot a făcut show. Am avut și solo de tobă celebru din One, ce să mai zic, au vorbit cu publicul, erau super încântați că au fost aici și am aflat că prima lor melodie, aranjată pentru violoncel, a fost Escape, care era o piesă metalică de prin 86, 93 au aranjat-o ei pentru violoncel și este atât de, nu știu, grea, ciudată sau nepopulară încât niciodată n-a cântat-o Metallica live. Niciodată. Și nici Apocalyptica, aparent, până în România. Mi s-a părut foarte tare. Când am plecat de la Apocalyptica, se montau luminițele de Paște în București, ale lui Gabriela Firea. Sunt ciudate, ca să nu zic penale. Sunt niște iepurași aurii, niște chestii ca niște lightsaber-uri, cam așa aș putea să zic. Niște lumini drepte,
colorate, întinse într-o linie. Cam asta am văzut eu. În alte părțile orașului am văzut că sunt și niște ouă mari de Paște, dar eu am văzut iepurași care atârnă lângă niște bețe colorate. Cam asta ar fi iluminarea. În aceste condiții mi se pare cam mare prețul la plătit, dar în fine, nu vorbim despre politică aici. Am găsit o carte foarte tare, dar să vă spun cum. Am văzut filmul The End of the Tour cu Jason Segel și Jesse Eisenberg. E vorba despre un scriitor foarte tare din SUA, David Foster Wallace, intervievat de, un redactor de la Rolling Stone Magazine. Și se transformă într-un dialog foarte frenetic și inteligent între cei doi. Jason Segel face rolul vieții sale, de obicei joacă în comedii penale, Bad Teacher, Sex Tape. Și am găsit și cartea lui David Foster Wallace, Infinite Jest, 1079 de pagini, ficțiune, satiră, comedie, tristețe, practic, dacă citești cartea asta, ce că schimbă viața. Dar 1079 de pagini e cam mult. O să mă înhamă dat să o citesc, pentru că am auzit prea multe lucruri bune. David Foster Wallace a suferit de depresie, s-a luptat cu alcoolismul și s-a spânzurat în 2008, din păcate. Un scriitor foarte promițător care a lăsat în urmă o carte de 500 de pagini neterminată. Și dacă doar am văzut The End of the Tour, am mai văzut încă un film, A Cure for Wellness. Se tot făcea reclamă la un moment dat. E cu acel actor care seamănă cu DiCaprio prea mult, din Spider-Man, Dane DeHaan. Se duce să caute un miliardar de pe Wall Street, să-l aducă înapoi pe Wall Street pentru a finaliza o tranzacție și îl opresc unii la un sanatoriu din Elveția ca să-l vindece de, știți voi, stres, telefoane mobile, muncit prea mult, relaxare, bla bla, știți treaba, deconectare în aceea. Dar acolo găsește niște experimente creepy. Cam slăbuț filmul, A Cure for Wellness, se chinuie prea mult, vrea să fie un fel de Shutter Island și durează 2 ore 20, mult prea mult. Și două jocuri pentru voi. La final, jocuri de mobil, le-am găsit pe iOS, poate le găsiți și pe Android. Unul este Kami 2, un puzzle foarte relaxant pe bază de culori. Și Chicken Scream, care este cel mai amuzant joc jucat de mine în ultima vreme. În loc să apeși pe ecran, țipi la telefon, să vorbești la telefon. O găină o să meargă pe platforme, este un platformer, și în loc să apeși înainte înapoi, îi zici. De exemplu, eu zic, mergi, se mișcă găina. Și când trebuie să sar, zic, sari, deci țipi. Sari și sare. Toate review-urile sunt pozitive, lumea dă comenturi, râde, spun că vecinii cred nebuni, deci ca să controlezi personajul ăla zici, mergi, sări. Și merge pe platforme. Asta ar fi Chicken Scream. Iar acesta a fost Mobicast 163, podcast, videocast săptămânal. În următoarele zile, foarte curând, e gata review-ului Galaxy S8. Fiți cu ochii pe canalul YouTube Mobilisimo, dar și pe forum, site, Twitter, Facebook și celelalte canale. Cam atât la noi, la revedere!